don't think so. Din cele pe care le vedeți sau din cei pe care le vedeți, chiar îmi spun bătrâni și cum apare înainte de a juca un rol într-o piesă, apar și vorbești cu publicul, zic, dragii mei, nimic nu le omoară mai tare decât telefoanele mobile. Ăsta, dacă sunt un telefon mobil, de-aia vă spun în clipa asta. Unde aveți telefon, în buzunar, în chiloți, unde închideți telefonul, pentru că în timpul spectacolului, dacă sună telefonul, nu e vorba numai de noi, care îl auzim și care ne schimbă direcția, pentru că noi încercăm să intrăm în pielea personajelor pe care noi le jucăm. Ori în momentul când sună telefonul, toată lumea se uită acolo unde sună telefonul. Și în clipa aceea, ceva din braca asta noastră s-a terminat. Și atunci eu azi, noi foimele, la Petruci, la Brașov, în telefonul ăsta, noi suntem înnebuniți. Și ajung la Constanța și uitați-vă la mine. Domnul Dumnezeu. Când apar prima dată la telefon, am să spun, mi-am schimbat numele. Zecul de la Bușteni îl cheamă Spurcaci. Și atunci eu de azi mă cheamă Piersică Putre. Ce am vrut să vă spun? Sună telefon și ăla era rândul tâi. Și răspunde la telefon. Noi eram la finalul piesei. O să vedeți. Finalul arată tot ce se petrece în spectacol. La final, în 5 minute, aflați tot despre cele două personaje. Ori atâta vreme cât eu vedea și m-am apropiat, zic, dă-mă telefonul. Ăla siderat, îmi întinde telefonul. Și eu zic, alo, cu o voce clar, din Moldova, și dacă cine-i mărit? Să scăpăm de moldoveni. Toate televiziunile, toate granicele astea sunt moldoveni. Zic, cu cine vorbim? Zice ea. Zic, cu Florin Piesa. Florin, ce faceți acolo? Să mă ierți, dar așa i-am spus. Când m-a întrebat și faceți acolo, i-am spus și să fac, îi jujunez bărzorii. Acolo își dau și o veste bună. Nu-i singuri, cu femeie nu-i vei. Deci nu se poate, ceva se poate. Poate mi-e bine, nu m-o luați. Zic, asta nu mă invitat să mănânc sarmale, să nu știu ce. Până la urmă i-am dat telefonul ăsta, ea care e unul ăsta, nu știu care era, uitați aici. Ăsta, da, comentariu. A, comentariu? Păi nu. Nu, niciun comentariu. Bine, atunci vă rog să luați o. Dar nu sunt obosită. Da, dar stai mai bine seama că stai jos. A, nu, vă asigur că e în regulă așa. Bine, trebuie să vezi ceva asta, să văd ce am eu aici. Da. Da, era afară sau da, vreau să dea. A, ok, dacă asta vă face plăcere, da, am băut afară, o să beau și înăuntru. Da, uitați-vă, e bine? Da, adică mi-e indică... Dar ce? Sunteți proprietar aici? Nu, aș fi avut posibilitatea fără probleme, dar știți, pentru mine a fost sedan, seama de alienat. Îmi place să mă simt liber, să mă mic, să nu depind de mine, adevărata libertate este să nu posesc nimic, să nu posesc nimic, având totuși mijloacele să-ți oferi, mă rog, orice. A, să nu posesc nimic, având totuși mijloacele să-ți oferi orice? Da. Na, asta e adevărată libertate, o spune mai degrabă adevărată avariție. Ești chiar avariție, chiar da. Așa. Dar nu mă luați în seamă, sunt bine dispusă și vorbesc.
vorbesc, am voie. Vai de mine, chiar recomandat, mai ales în asemenea situație. Uitați-vă, ăsta este paharul dumneavoastră. Da. Nu, lăsați-mi jos, o să beau mai târziu. Mă rog, bine. Da, și înapoi este multă vreme aici? De bine, de ce ți-am zis că e multă vreme? Păi nu știu, vă vedem într-un spațiu mai... Mai nu, că e bine și așa. Adică nu mi se potrivește, nu? Nu vă cunosc când e ajuns. Da, nu, e adevărat. Dați-mi chestia asta, faceți-vă comod. Da? Da. Vorbesc de șapte. Da. Da. Din potrivă, de ceea ce sunt directorul de vânzări a unei societăți care produce lentile pentru aparate foto. Știți, este corpul și apoi lentila, partea cea mai importantă a aparatului. 15% din viață, mă rog, o aproximație, 15% din viață sunt eu. În sfârșit, suntem noi, mă ocup de un sector care cuprinde Franța, puțin din Germania, puțin din Belgia și în curând Italia, dar asta nu a fost trecută definitivă. Destul de stresant, pentru că trebuie să ating bariere, nu e greu. Suntem trei pe piața lentilelor, suntem trei. Trei care ne împărțim prăjitura. Și când spun prăjitura, spun o prăjitură mică, nu hrănește pe toată lumea. Există un gigant, există cei care vor să ia locul gigantului și suntem noi, imediat după ei, iar noi sunt eu. Drăticinerea, înțelepciune. Ignoranța. Ignoranța, drept înțelepciune. Eu mă mulțumesc, am încredere în mine, în rest tot, dar absolut tot ce parazitează convingerile, out, definitiv și irevocabil. Da. Na, out. Nu e clar ce spun? Ce? Aba, nu, mie asta îmi place la dumneavoastră, clarificați la sânge. Exact. Ador când lucrurile devin foarte simple. Mă rog. Nu știu, asta îmi dă senzația că sunt mai inteligentă. Da. Cu dumneavoastră, IQ-ul meu mai ridicat. Sunt puțin ironică sau sunt eu puțin paranoic? Câte puțin din amândouă. Dar cine acolo color nou pe 13? Băiatul 4 acum la 13, acum are 14, dar nu am fotografie. E drăguț de înrușat. Da, e, cum să spun, mă rog, e mama lui. Aaa! Ce? Ce? Nu putea să-l fac singur. Dar să fie la putere, dacă stai în copil, nu e nevoie de prea multă lume. Dar singur. Dar nu mi-a spus nimic despre fiul meu, l-am reușit sau nu? Ah, totalmente! Da, și încă fotografiile astea nu prea îngrozav, arată superb, în plus e și foarte deștept, chiar genial. Știți la ce vârstă am văzut să citească? Nu știți, evident. Dar nici nu puteți ști. Dar vreți să știți, vreau să spun... Invitați? Consiliul Local al orașului Bușteni, ședință de astăzi, 19 noiembrie 2014, luând în discuție materialele prezentate, a hotărât
acordarea titlului de cetățean de onoare al orașului Bușteni. Dedea Marinescu și Carin Pierdu. Aplauze pentru. Să dau cuvântul domnului viceprimar să citească hotărârea. Îl consider. Cetățean de onoare al orașului Bușteni, actorilor români de teatru și film, Medea Marinescu și Florin Piersic. Consiliul local al orașului Bușteni adoptă prezenta hotărâre. Conferă titlul de cetățean de onoare al orașului Bușteni, județul Prahova, actorului de teatru și film, maestrului Florin Piersic. Puteți dumneavoastră? Și o diplomă de cetățean de onoare al orașului Bușteni. Avem aici, pentru că acum vine iarna, v-am pregătit un fular. Să știți că e cu... Uitați ce scrie aici. Primăria Bușteni. Consiliul local al orașului Bușteni conferă titlul de cetățean de onoare al orașului Bușteni, județul Prahova, actriței Medea Marinescu. Ambele hotărâri au fost adoptate în ședința Consiliului Local 19 a 11 a 2014. Ține-l tu. Ochișorii la mine. E o onoare. Pentru mine, nu pentru dumneavoastră, este ceva mine să țin acest bine să tablou. Și să dăm drumul la muzică, maestre. Ia să auzim o melodie. Comandați. Disperarea, am fost rănit și am
iertat. Am colindat pe cărările vieții cu pasul rar sau mai grăbit și am strâns vise și am strâns gânduri și încă nu am obosit. Am învățat din greșelile mele, însă și de tăceri și de minciuni m-am urmat. Dar trecând peste ele și cu bune și rele, am aflat rostul vieții și am trăit și am iubit. Am făcut și eu, dar la hotel, la procesul etapei. E melodia mea, da, nu. Dar nu-i melodia, nu-i melodia, n-am avut negativ cum trebuie. Dar nu, dar e foarte bine, am rămas așa interzis, nu mi-a venit să cred. Asta este a lui Dani Acnov, care a scris-o pentru mine. Știam versurile, dar vă spun drept, sunt atât de emoționat. Credeți-mă, vă spun ceva și n-am spus nicăieri. Am mai primit titlul de cetățean de onoare și la Ierusalim. Și în toate orașele mai mari ale țării și mai mici. Dar jur că vă spun adevărat și să nu uitați că am spus asta. Niciodată n-a fost ca în această seară în care nu numai că ne-ați ascultat, ne-ați aplaudat, dar pur și simplu m-am simțit ca acasă și niciodată nimeni nu mi-a dat atâția trandafiri la vârsta pe care o împlineam. M-am gândit la trandafirul galben. Și-am zis că te-am adus că te aduc pe toți. Îmi dai cuvântul meu de onoare ca să împărți acești trandafiri la toți de aici, dar am să păstrez acest buchet și prima dată, probabil chiar de ziua mea, știu că o să se veștejească ăștia, îl duc la televiziune și spun, bă copii, sunteți mici. Pe lângă, sunteți ciocoflente. Pe lângă ce mi s-a întâmplat mie la Bușteni. Nu adevărat. Iar domnul ăsta, cum vă numiți? Nae Savel, domnule, aveți un umor extraordinar. Parcă sunteți din filmele cu haiduci, cu mine. Dacă erați partener cu mine în film, nu se mai uita nimeni la dumneavoastră. N-am cuvinte să vă mulțumesc. Este absolut extraordinar ce mi s-a întâmplat în această seară. Și nu numai mie, ci la fetița asta, la Medea. Medea la Buștenica acasă, pentru că păi idem cu... Păi asta vreau să zic, eu chiar sunt acasă. Și vreau să vă zic ceva, că n-a fost personajul lui Pierre primul care mi-a spus tu ești bolnavă de nervi. Nu, mi-a spus acum vreo 5 ani de zile doctorul Șuvaina, când mă duceam cu copilul de 2 săptămâni și spuneam nu știu ce are copilul, că urlă în continuu copilul meu de la 2 săptămâni, a crescut aici la Bușteni. Și mi-a luat doctorul Suvaie, mi-a zis, fată, tu ești bolnavă de nervi. Și domn profesor Victor Nicolae și doamna Valeria, am prietenii mei în sală aici și mă bucur că au venit. Și cu siguranță că eu de atâția ani de când vin în Bușteni și Crăciunul și Paștele sunt aici, merg la capela de la Palatul Cantacuzino de fiecare dată. Cu siguranță că mă întâlnesc cu dumneavoastră. Vreau să mai salut niște copii care îmi sunt dragi, o trupă de teatru care se numește Oglinda și copiii mei de suflet pe care îi văd de ani de zile la Alexandria, la festivalul de teatru tânăr. Și cu siguranță cu dumneavoastră mă văd mereu pe stradă aici la Bușteni și pot să vă zic doar atât, că vă iubesc din tot sufletul meu. Și noi vă iubim și... Acum veniți și cu mai multă plăcere, sper
să mai veniți și cu alte piese de teatru la Bușteni. Vedeți foarte bine că sala noastră se pretează foarte bine. Aici aveți un public minunat. Și cu siguranță. Avem un primar, pentru că eu nu sunt prima dată în sală, am văzut concerte de muzică minunate, am văzut spectacole de teatru. Credeți-mă că nu toți primarii, unii încearcă, dar poate n-au destule fonduri, nu reușesc să adune atâta lume în jur, dar dumneavoastră, eu știu că vă urmăresc de ceva ani, știu ce ați făcut din punct cultural pentru acest oraș, ăsta e mare lucru. Dar să știți că învățământul a fost prima mea prioritate, am luat educația când a venit la primăria orașului Bușteni, după care cultura și sportul l-am lăsat un pic mai în spate, urmează de acum să ne ocupăm și de stadion. Și vreau în continuare să vă simțiți ca acasă. Maestre? Niciun maestre, nimic. Florine? Vreau să spun și eu o vorbă. După Nedea. A venit și spurcăciul ăsta. Mai vorbele mele sunt următoarele. Știu că n-o să credeți, dar mă mut la Bușteni. Nu e vorba de aer curat, e vorba de dumneavoastră. Vă dau cuvântul meu, domnule primar, și ție... mă, ce nume să dau cuvântul meu de onoare că fac orice să fiu și eu aici cu dumneavoastră. În foarte multe ocazii mi-ai dat o idee de Paște, de Crăciun, pe ce să mă duc în altă parte? Viu la Bușteni și stau la aplaudați, că nu-i la aplaudați. Să fim împreună, că una e să mă vedeți pe scenă și una e să ne întâlnim, să ne îmbrățișăm, să ne mai povestim. Că domnul primar a făcut un gest extraordinar, dar a făcut o greșeală nemaipomenită. În loc să-mi dea 78 de trandafiri, dar câți ani am, mi-a dat unul în plus. Adică 79 care am să-i împlinesc pe 27 ianuarie. Dacă nu, la Bușteni. Apar, n-aveți ce o să zic de dumneavoastră peste tot. Unde am să mă duc și o să mă întrebe cineva, unde ți-e cel mai drag în România? La Bușteni! Așa s-a numit comuna, la Bușteni, prima dată. S-a numit la Bușteni. Primăria a fost casa scriitorului sau ceva, hotel, s-a numit la Bușteni. Vă îmbrățișez cu toată dragostea și vă mulțumesc din suflet. Nu prea am cuvinte. E nemaipomenit ce s-a întâmplat. Haiducule, am urmat. Am crezut că ai o mustață lipită, dar nu-i lipită, e adevărat. Vă îmbrățișez cu toată dragostea și nu uit niciodată. Mulțumim și noi, mulțumim! Spectacolul de excepție la Bușteni. Într-adevăr, cred că a fost cel mai bun spectacol pe care l-a găzduit sala Centrului Cultural Aurel Stoia din Bușteni, cu doi actori magnifici, Florin Piersic, Medea Marinescu, niște oameni care au promis că vor fi de acum încolo mai des prezenți la Bușteni, cu atât mai mult cu cât li s-a oferit această plăcută și minunată surpriză să devină cetățeni de onoare ai orașului.